sunt Ana Iftodreanu și ne aflăm în culisele Festivalului de Muzică Mărțișor Dorohoian. Lângă mine am pe una dintre concurente pe care vreau să o întreb cum a fost pe scenă. Pe scenă a fost foarte bine, sper că prestația mea a fost foarte bună, adică din punctul meu de vedere mi-a plăcut și mă bucur că m-am reîntors din nou pe scenă pentru că am făcut o mică pauză. Te-a ajutat publicul? Da, ca să spun așa, cu aplauzele lor și cu buna lor dispoziție și sincer nu prea văd cine e în sală sau ceva, dar m-a simțit foarte bine. Câți ani ai? 14 ani. Cu cine te pregătești și unde? Mă pregătesc la Iași, la Palatul Copiilor din Iași, cu doamna profesoră Anca Petroiei. De ce ai ales muzica? De ce am ales muzica? Bună întrebare. Păi când eram foarte mică, cântam foarte mult în fața televizorului și mama a decis să mă duc la o profesoară și să particip la un concurs. Și suntem la locul întâi la Micul Prinț din Botoșani și de atunci am început tot așa să merg la câteva profesoare din oraș, după care am ajuns la doamna Anca și cam de la o vârstă de 5 ani până acum numai muzică și sunt și la liceul de artă, deci... Mulțumim frumos! Am înțeles că ai și o trupă. Ce recitale vei avea vine seara? Păi mâine seara voi cânta împreună cu colega mea de trupă, Alexandra Mateiuc, chiar împreună formăm trupa Wings. Vom cânta 5 piese, vom cânta la început și sperăm să le placă publicului pentru că avem foarte mari emoții și sperăm să fie totul bine.